Hello! O nouă placă video. Același desktop, dar o nouă placă video. Intro și vă povestesc tot. AMD, pe lângă seria nouă de procesoare Ryzen cu Zen 2, a anunțat și o nouă serie de plăci video, RX 5700 și 5700 XT, iar eu am reușit să pun mâna pe un 5700 special ca să văd ce poate. Și pe lângă jocurile clasice, am băgat și un test așa de foto-video. Dar haideți să dăm drumul la treabă și să povestesc despre tot. În primul și în primul rând, a trebuit să vă spun că față de RTX 260, placa video pe care aveam înainte, și procesorul Ryzen 5 3600, aveam un consum de 240W din priză. Asta testat în 3DMark. Iar cu Ryzen 5 3600 și RX 5700, adică această placă, am un consum de, aș vrea să vă spun, dar am uitat să-mi notez. Sincer, este un consum de 270W. Și haideți să trecem și la jocuri, pentru că foarte mulți probabil veți fi interesați de partea aceasta, după care o să trecem și la foto-video. Bun, clasic, începem cu Battlefield 5, cu RTX 2060 avem 105 FPS-uri, cu RX 5700 130 de FPS-uri. O diferență foarte mare. După care cu Apex, RTX 2060 115 FPS-uri, cu RX 5700 135 de FPS-uri. Deci, cu alte cuvinte, până acum vedem o creștere. După care, Project Cars 2, RTX 2060 155 FPS-uri, RX 5700 128 de FPS-uri. Aici vedem o mică scădere. Dar, în continuare, jocul este super jucabil. După care, CSGO. Un joc foarte dubios, testat Full HD totul maxim ca și rezoluție, special pentru test. Cu Ryzen 5 3600 și RTX 2060 aveam 270 de FPS-uri și cu Ryzen 5 3600 și RX 5700, 10 FPS-uri în plus. După care, faimosul joc PUBG. Cu RTX 2060 150 FPS-uri, iar cu RX 5600 129 de FPS-uri. Aici vedem o scădere. N-aș putea spune destul de mare, cam de 10%, dar dacă este să ne uităm la Battlefield 5 sau Apex, acolo era o creștere pentru RX, chiar mai sus de 10%. Sau lucrurile se balansează. Dar, haideți să vedem și Division 2. Division 2 este un joc destul de nou și, în continuare, testele au fost făcute cu Ryzen 5 3600, iar pe RTX aveam 78 de FPS-uri, iar cu AMD RX 5700 am 85 de FPS-uri. 7 FPS-uri creștere. 10%. Fix 10%. Cu alte cuvinte, în jocuri e așa o diferență de plus minus 10%, dar în general plus 10%. Iar consumul de curent, într-adevăr, este puțin mai mare cu RX 5700, dar diferență neglijabilă. Și dacă toată lumea o să vă spună, vai, are un cooler blower, se încinge mult, face ca trenul în gară. E adevărat. Cel puțin, exact în configurația mea, doar am schimbat plăcile video, cu RTX 2060 s-auzea la fel. Adică, din contră, RTX 2060 este un sunet mai înalt față de RX 5700, coolerul de tip blower. Iar o carcasă cum este aceasta, este avantajată de un cooler tip blower, pentru că tot aerul cald este evacuat în afară. Placa Nvidia, tot aerul cald este evacuat înapoi înăuntru și tras de cealaltă ventilatoare. Deci, pentru mine, acest cooler este un avantaj și poate și pentru voi, depinde cum aveți răcirea. Dar haideți să revenim la teste, comparații. Lightroom, 115 cadre, tipic, cum ziceam și în celelalte clipuri. Un batch de RAW-uri la 24 de megapixel, de la un concert, editate toate, doar am schimbat placa video. RTX 2060 într-1 minut și 21 de secunde tipul de export, iar cu RX 5700 1 minut și 20 de secunde. Diferența aceea de 2 secunde aș putea spune marge de eroare de când am acest start și stop la cronometru. Deci, trecem că s-a egalitate. Dar, hai să trecem și la editare video. DaVinci, un clip Full HD, clipul cu placa de sunet de la Sound Blaster, care conține așa stabilizare, corecție de culori, tot ce trebuie, doar că este Full HD. Acolo, cu placa video de la Nvidia, cu RTX 2060, exportul s-a făcut în 2 minute și 37 de secunde,
iar cu ARX 5700 în 2 minute și 38 de secunde. Tot așa, diferență de o secundă. Deci am putea spune, tot așa, eroare de cronometru de când am dat start-stop, diferență neglijabilă. Însă, în Adobe Premiere, clipul cu Osmo Pocket, cel care este filmat 4K 60 fps-uri, care este un clip destul de complex, cu Nvidia, timpul de export a fost de 26 de minute și 32 de secunde, iar cu AMD, ARX 5700, a fost de 24 de minute și 18 secunde. Deci, cu alte cuvinte, 2 minute și 14 secunde mai repede, doar că am schimbat placa video. Același clip, aceleași setări, totul la fel. Dacă vreți să vă jucați și mai faceți editare de video, mai ales pentru că pe foto, din câte am văzut, nu contează, și mai ales pe Adobe Premiere, RX 5700 este mult mai bun decât un RTX 2060. Și acum, sincer, cumva mă oftic că mi-am cumpărat Gain Nord-ul RTX 2060 când puteam să mai aștept aproape 2 luni să cumpăr RX 5700. Dar asta este viața. Așa este în hardware, tot timpul apar lucruri noi. Și cum aceasta este prezentarea, preview-ul, testul nostru al acestei placi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de un thumbs up, nu uitați de un like, un subscribe și dacă aveți întrebări sau nelămuriri, aș vrea să-i o căsuță de comentarii. Ne vedem data viitoare. Bye!